Afacerea viitorului în România. În scurtă vreme, dacă probele ce se desfășoară în prezent privind cultivarea unui fruct special se vor încheia cu bine, ai putea să reușești să câștigi bani frumoși. Schimbările climatice sesizate la nivelul țării noastre și nu numai vin și cu o serie de avantaje pentru agricultori. Se pot cultiva plante neobișnuite în solul autohton. În ultimii ani de zile, schimbările climatice și-au spus cuvântul la nivel global. Variațiile de temperatură au avut un impact semnificativ și în cazul țării noastre. În ciuda tuturor efectelor negative, fenomenul are și unele avantaje pentru agricultori. Producătorii din domeniul fructelor și legumelor pot să cultive plante neobișnuite în solul autohton. Dacă până în prezent plantele exotice erau cultivate în regiunile cu climat cald, în viitorul apropiat s-ar putea să fie produse chiar și pe teritoriul țării noastre. Cercetătorii au deja în curs de desfășurare o serie de probe în urma cărora se va putea stabili cultivarea unor fructe speciale în România. Se întâmplă la stațiunea de cercetare Pomicolo Istrița din județul Buzău. Aici, specialiștii din domeniul agricol studiază evoluția mai multor fructe exotice pe care românii le pot cultiva. Primii butași de kiwi deja au rodit. Fructele cultivate în România nu prezintă perișori și, spre deosebire de cele clasice, sunt puțin mai dulci, spun inginerii. Dacă perioadele de probă desfășurate la stațiunea de cercetare Pomicolo Istrița din județul Buzău vor primi undă verde, românii vor avea șansa de a cultiva în solul autohton fructe de kiwi. Se vor face bani frumoși în urma culturilor de acest fel. În plus, cheltuielile de întreținere nu sunt mari, relatează playtech.ro.